Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului municipiului Moinești la data de 30.09.2018. Comisia de Urbanism, discuții, propuneri, sugestii. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc. A votat în mai mult. Comisia juridică, discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la preaprobare. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Votat în mai mult. Comisia economică, dacă sunt altul opinii, dacă sunt de acord cu introducerea proiectului. Dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Moinești anul 2018. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Votat. Comisia economică. Dacă sunt și alte opinii, păreri, discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Votat în unanimitate. 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii numărul 1 din 707-2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul reabilitare termică în clădire rezidențială, locul 10, strada Sigur Galimirescu, Bețul Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți discuții sau propuneri pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Dacă ține cineva, vă mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Votat. Comisia economică, dacă sunt discuții pe tema acestui proiect. Dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. Votată în majoritate. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractului de concesiune pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare stradală și a tarifelor aferente prestării serviciului. Comisia de Urbanism, vă rog dacă aveți discuții propuneri. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt discuții pe tema acestui proiect. Dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Votat în unanimitate. 6. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, vă rog dacă aveți propuneri sau discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, a votat în amintea. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în Comisia economică, dacă sunt discuții, opinii, nelămuriri pe tema acestui proiect. Dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Votat în 7.
Proiect de hotărâre privind darea spre administrare și exploatare către SC Compania Regională de Apă Bacău, SA, a bunurilor rezultate în urma implementării contractului de lucrări numărul 4, extindere și reabilitare infrastructură de apă în orașele Buhuș și Măinești, extindere infrastructură canalizare în orașul Dărmănești. Comisia de Urbanism, vă rog, dacă aveți discuții, vedem apărere. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, nu este pentru, împotrivă, se abține cineva, mulțumesc, salutat, în anumitate. Comisia juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem spre aprobare proiectul, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, votat în anumitate. Comisia economică, dacă sunt nelăguriți, discuții pe marginea acestui material. Dacă nu, vă rog să supunem la vot, cine este de acord, împotrivă, abținere, nu, mulțumesc. O proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în municipiul Moinești, strada Vasile Alexandrin, numărul 24, dreptul Bacău. Comisia de Urbanism, vă rog dacă aveți discuții, sau propuneri. Dacă nu, supunem proiectul la vot, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, mulțumesc, s-a votat în unanimitate. Comisia juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu se pune la vot proiectul, forma propusă de vot, nu este pentru, împotrivă, se abține cineva, votat în unanimitate. Comisia economică, dacă se elaborează, discuții, dacă nu, vă rog să supunem la vot, cine este pentru, împotrivă, abține, mulțumesc, votată în unanimitate. 9. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 166 din 24.09.2018 privind aprobarea inventarului centralizat al imobililor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții, propuneri, vedem apărere. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt discuții, ne lămuriți pe tema acestui proiect. Dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei privind organizarea și desfășurarea licitației pentru închirierea spațiilor, terenurilor, aparținând domeniului public și sau privat al municipiului Moinești, cu scopul desfășurării unor activități economice. Comisia de Urbanism, vă rog, discuție pe dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc. S-a votat cineva. Comisia juridică. Discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică. Dacă sunt nelămuriri, discuții pe tema acestui proiect. Dacă nu, vă rog să supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abține, nu. Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aparținând domeniului public al municipiului Moinești în scopul desfășurării unor activități economice. Comisia de Urbanism, vă rog discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuție, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică. Dacă sunt nelămuriți, întrebări vis-a-vis de tema acestui proiect.
Dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. Votat în urmă ușor. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui spațiu Asociației Fraților Mariști ai Școlilor din România. Comisia de Urbanism, dacă aveți discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt nelămuriți, noi mai multe informații despre această asociație referitor la misiuni, obiective, activități, realizări în România, dacă se poate. Deci, așa cum am arătat și în material, este vorba de un ONG cu acreditare pe servicii furnizare, pe acreditare furnizare servicii sociale. Mai am un, să zicem, o locație în care își desfășoară activitatea în București, iar aici o parte din grădini și vor să facă un centru de zi cu copiii din tot Măirești, dar pleacă prima dată pe zonă țintă, copiii de la Lucăcești din Căpita Zăgărescu în 2014. Cum au ajuns aici? Nu știu, au venit cu documentele, cu acreditarea și cu tot ce au. Au deci raportul prezentat direcției și pe analiza făcută a documentelor, au filiale cam în toată Europa, din ce am văzut și banții, sau acreditare pe Ministerul Muncii, pe furnizarii servicii sociale. Dacă mai stă și alte întrebări, dacă nu, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci, domnul consilier se abține. Deci, votat cu abținere din partea domnului consilier. Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 100 de lei în vederea achiziționării de alimente și medicamente pensionarilor din municipiul Moinești cu venituri de până la 700 de lei pe lună, persoanelor având vârsta peste 60 de ani, care nu realizează alte resursuri și veteranilor de război. Comisia de Urbanism, dacă aveți discuții pe tema proiectului, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, chiar ține ceva. Comisia juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu se supune la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Votat în urmă. Comisia economică, dacă sunt nelămuriți, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține. Ședința de comisie a sfârșit. Având în vedere
că acest proces verbal a fost transmis comisiilor de specialitate și s-a efectuat pentru această procedura de publicare pe site. Consultăm dacă există completări, modificări asupra conținutului care a făcut obiectul pe acest. Mulțumesc. Bine, fiind obiectivul, supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 24 a 2019. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, nu sunt, unanimitate de vote, a fost aprobat procesul verbal al ședinței ordinare din 24 septembrie 2019. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a face o ordine de zi. Doamnelor și domnilor, prieteni, stimați invitați, înainte de a supune la vot ordinea de zi, propun introducerea la punctul 14 la diverse solicitarea Spitalului Municipal de Urgență Moinești privind introducerea pe ordinea de zi a notei conceptuale pentru obiectivul de investiție extindere bloc materno-infantil a Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Cu această propunere și supun la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești la data de 30.09.2018. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. În unanimitate de vot, proiectul a fost adoptat. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Moinești în anul 2018. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, în unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii numărul 101 din 7.07.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul reabilitare termică, clădire rezidențială, 20, strada Tudor Nobilescu, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. În unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractului de concesiune pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare stradală și a tarifelor aferente prestării de serviciu. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, în unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 6. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, în unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 7. Proiect de hotărâre privind darea spre administrare și exploatare către SC Compania Regională de Apă Bacău a bunurilor rezultate în urma implementării
contractului de lucrări numărul 4, extindere și reabilitare infrastructură de apă în orașul Bucur și Moinești, extindere infrastructură canalizare în orașul Dărbănești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil tot ce voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil 7 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. În anumitate de votul, proiectul a fost adoptat. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în municipiul Moinești, strada Vasile Alexandrin, numărul 24, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Dat fiind că domnul Iulian a întârziat puțin, îl întreb dacă este de acord cu toate punctele de vedere. Da? Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 9. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 166 din 24.09.2018, privind aprobarea inventarului centralizat al imobililor aparținând domeniului privat al Consiliului Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. În realitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologii privind organizarea și desfășurarea licitației pentru închirierea spațiilor respectiv terenurilor aparținând domeniului public și sau privat și al municipiului Moinești în scopul desfășurării unor activități economice. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. În unanimitate de votul, proiectul a fost adoptat. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierei de licitație publică a unor spații aparținând domeniul public al municipiului Moinești în scopul desfășurării unor activități economice. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei aviz favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. În unanimitate votul proiectul a fost adoptat. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui spațiu Asociației Fraților Mariști ai Sfârșilor din România. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Avem o abținere. Voturi împotrivă. Deci, proiectul a fost adoptat cu o singură abținere. 13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin material constând în etichete sociale, în valoare de 100 de lei, în vederea achiziționării de alimente și medicamente pensionarilor din municipiul Moinești, cu venituri de până la 700 de lei pe lună, persoane având vârsta de 60 de ani, care nu realizează alte venituri și veteranilor de război. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. Trecem la punctul 14. Introducerea la acest punct a solicitării
Spitalul Municipal de Urgență Voinești, privind dispoziția de ordine a notei conceptuale. Dăm cuvântul doamnei secretare pentru a prezenta nota conceptuală, sau? Având în vedere adresa corespondentă aplicată cu Spitalul Municipal de Urgență Voinești, este fi solicitarea transmisă în 16.2018 privind introducerea pe ordinea de zi a ședinței ordinare de astăzi a unui pregătit privind aprobarea acestei note conceptuale pentru realizarea obiectivului de investiții de extindere de materiale infantilă, obiective realizate de Spitalul Municipal de Urgență Voinești. Am considerat și construcția acestei dosare și trebuie să le transmit către comisiile de specialitate. Mai mult decât atât, analizând documentele transmise pentru Consiliul Local, am parcurs nota această notă conceptuală și am permis o solicitare Spitalului Municipal de Urgență Voinești, ieri 22.10. De asemenea, adresa pe care dumneavoastră o aveți în dosarele de ședință. Am primit de la Spitalul Municipal de Urgență răspuns la acele clarificări pe care dumneavoastră urmează să le analizați în vederea exprimării acestui aviz. Pot să vă informez ca reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Măinești, că această notă conceptuală a fost pusă și pe ordinea de zi a Consiliului de Administrație a Spitalului, a fost discutată în data de 16.10. De asemenea, adresa de, cu precizările solicitate pentru completarea materialului transmis în general a făcut obiectul ordinii de zi a Consiliului de Administrație convocat pentru astăzi, la care nu am participat, nu știu nici dacă s-a desfășurat sau nu ședința Consiliului de Administrație, pentru că a fost o convocare de urgență și am fost convocați astăzi la ora 9 pentru ora 10.30. Și nu am putut participa, după cum știți, au fost prelucrări mai departe ședinței de Consiliul Local. Având în vedere cele prezentate, pot să vă mai ceva precizări, și anume că la ședința Consiliului de Administrație din data de 16 au fost invitați și au participat și președinții comisiilor de specialitate ai Consiliului Local al Municipiului Voinești. Dacă poate din materialele pe care eu le-am transmis către dumneavoastră preanaliză, există întrebări la care eu să vă pot răspunde, vă rog să mă spuneți sau clarificări. Dacă doriți clarificări din partea Spitalului Municipal din Gentul Voinești, puteți să le adresați, domnul manager, doamna director economic, este prezent în ședința Consiliului Local de astăzi. Da, scrie la discuție. Da, precizări. Aș fi mai multe precizări pentru că dosarul, dacă a ajuns, deci, domnul consilier. Dar, mă rog, cred că trebuie să se discutăm la momentul potrivit sau acum. Acest dosar, într-adevăr, mi-a parvenit și mie astăzi. Sunt o parte din răspunsurile administrației Spitalului Măinești, mai mult sau mai puțin complete, din punctul meu de vedere. Din păcate, n-am avut când să discut și cu ceilalți consilieri care fac parte din Comisia Economică. Sunt unele întrebări sau nelămurit vis-a-vis de ceea ce solicitase doamna secretar, vis-a-vis de ordonatorul principal de credite, care încă nu este lămurit. Eu înțeleg că sunt niște etape premergătoare care vor face obiectul studiului DALI, refezabilitate și așa mai departe.
după care vor fi, bănuiesc, introduse în lista de investiții a municipiului Moinești. Deocamdată nu știu ce prevede, n-avem o orientare cât ar fi, cu cât ar trebui să vină la acest proiect, care ar fi contribuția din partea municipiului Moinești, că vor fi mai mult asigur plătite unele taxe. Vor trebui stabilite niște cuantumi cu care municipiul Moinești trebuie să coparticipe. Nu știu în ce măsură am putea prevede o cifră sau să ne luăm o responsabilitate. V-am spus, deocamdată este din punct de vedere personal, pentru că nu am avut timp să mă consult cu ceilalți membri. Cred că poate ar trebui să ne întâlnim tot Consiliul Local sau parte din fiecare comisie de disciplină, plus onor conducerea Spitalului Municipal, ca să lămurim mai exact toate aceste semne de întrebare. Pentru că e ușor, în ghilimele spus, nota conceptuală este foarte frumoasă, foarte lăudabilă, dar la ora actuală nu știu la ce mă am. Nu știu. Este o idee măreață. Va fi o clădire reprezentativă pentru Moinești. S-ar putea să fie nevoie să cerem opinia cetățenilor. Vor fi poate multe sau puține acuze vis-a-vis de această prioritizare pe care încercăm să o facem în funcție de bugete cu conducerea UAT Moinești, cu colegii din Consiliul Local și cu ceilalți factori de decizie, ca să nu spun în primul rând, vocea orașului, în ghilimele. Nu vreau să discriminez pe nimeni, nu vreau să acuz pe nimeni sau să se creadă că este rea voință. V-am spus și atunci când ne-am întâlnit, este un proiect foarte ambițios și foarte frumos. Felicitări pentru cei care l-au conceput și l-au adus la această situație. Dar mie personal, până nu mă consult cu colegii din Comisia de Specialitate, nu știu în ce măsură, dacă dintre dumneavoastră, dar mai mult ca sigur, nu știu dacă ați apucat, nu știu dacă a avut timp să fie încărcat pe site în atenția consilierilor din fiecare din comisii, ca să ne putem forma o părere comună. Pentru că nu vreau să influențez pe nimeni dintre dumneavoastră. Deocamdată v-am spus ca o părere, hai să zic, mai mult pur personal. Mi-e greu mie să zic da sau nu. V-am spus, înclin foarte mult spre da vis-a-vis de ambiția și măreția acestui proiect. Dar nu pot să spun da din alt punct de vedere. Nu știu la ce mă cam, ce cheltuie nu vor fi atribuite din viitoarele etape legale pe care îl vom urma acest proiect. Am citit, într-adevăr, din material, nerealizarea acestui proiect va conduce și la unele măsuri mai neplăcute, într-adevăr, din punct de vedere al organizației spitalului, dar de asta cred că ar trebui să zic pe dezbatere, în primul rând, hai să zic ușile închise, nu-i frumos să spun așa, în care, lor, conducerea spitalului și mare parte din UAT, să le analizăm ce și cum. Eu v-am spus, cel puțin deocamdată, mi-e puțin greu. Nu știu, dau cuvântul și celorlalți colegi, celorlalți președinți de comisii sau consilieri, ne putem sfătui, este într-adevăr un proiect care trebuie foarte bine analizat, să nu fim acuzați că am zis pro sau contra din terțe diferite motive care pot fi specificate chiar și la costul străzii, că nu vrem, că ne opunem și așa mai departe. Nu, nu ne opunem progresului, dar trebuie să analizăm ceea ce putem să ducem la bun capăt, să nu ne avem datorii, să nu fim acuzați și de
nu știu ce cetățenii ai orașului, cum deja știu că la ușa domnului primar vin o grămadă de petiții, că la n-are canalizare, că la n-are apă, că la n-are șosea, că n-are nu știu ce. E un proiect foarte ambițios, care trebuie foarte bine cumpănit și împreună cu dumneavoastră se potrăm. Cred că cei mai bine și pentru colegii din cetățenii din care lucrează și își desfășoară activitatea în acest minunat spital municipal și să vedem cum le preunăm ca să fie bine pentru toată lumea și pentru tot orașul. Deocamdată atât de mulțumesc. Aici avem timp să-l consultăm. De asta îți spune. Adică să ne pronunțăm în cunoștință de cauză. Așa cel puțin n-am idee despre ce să vorbești. Domnul consilier, poftiți. Domnul consilier Vascan. Da. Tocmai de asta spun. Haideți să ne fie prezentat proiectul, să-l înțelegem, să-l analizăm. Dacă hotărâm că poate fi stabilit o sesiune extraordinară, o putem stabili, putem discuta, dar în primul rând trebuie să știu, să fiu în cunoștință de cauză. Cred că și colegii mei sunt în asentiment. Da. Cel puțin din PNL, din grupul PNL. Da. Domnul Demețean, domnul Vasilea Demețean, da, în data de 16 octombrie am fost invitat în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Moinești, unde pe ordinea de zi a fost și acest punct, avizarea listei obiectivelor de investiții și a notei conceptuale. În cadrul ședinței care vă spun și acolo și atunci au participat o serie de medici, salariați ai Spitalului Municipal, un reprezentant al Consiliului de Administrație a solicitat retragerea de pe lista obiectelor de investiții a notei conceptuale pentru a fi discutată, pentru a fi analizată. Și am înțeles atunci că a fost de acord Consiliul de Administrație. Exact cum spunea și domnul Sandu, astăzi am primit acest dosar, corespondența între UAT Moinești sau Consiliul Local Moinești și Spitalul Municipal Moinești și nota conceptuală. Dar, ca să nu fiu... N-am lecturat-o, dar din ce spuse de domnul doctor, domnul manager al spitalului, am luat cunoștință despre obiectivul acesta de investiții. Și atunci am spus, nu suntem de acord, și eu nu credeți că nu suntem de acord cu venirea acestor investiții pe teritoriul municipiului Moinești. Suntem de acord cu toate proiectele care. Dar haideți să vedem prioritizarea lor. Lista, avem atâtea lucruri de realizat în municipiul Moinești. Suntem oameni politici, eu m-am spus aici, am participat în campania electorală și domnul doctor, cu tot respectul și dumneavoastră ați participat în campania electorală și ați văzut cu ce se confruntă locuitorii municipiului Moinești. Nu au canalizare, nu au apă, nu le alunică terenul, le știu eu, învățământul. Și vă spuneam și în Consiliul, da, empatizați un pic și cu ceilalți salariați ai municipiului Moinești, în speță cei din învățământ, și vedeți în ce condiții lucrează. Haideți să discutăm un pic, exact cum spunea și domnul Bascan, haideți să discutăm într-un cadru, pe o tonalitate sau un cadru civilizat, să discutăm această notă conceptuală. Nu ne înțelegeți greșit că nu vrem să aprobăm. Eu înțeleg, ați venit, au mai fost și în noiembrie sau în decembrie, sala era plină. Nu la presiune se lucrează. Degeaba creăm condiții în spital dacă în afara spitalului noastră salariații nu aveți condiții.
Și la ușa primarului vă spun că vin oameni care solicită. Pleacă casa la vale pe Plucăcioaia, dealul. Nu au apă, nu au canalizare. Inundațiile care au fost la Băsiești și oamenii plâng. Da. Nu am citit, doar am citit nota, corespondența respectivă și știam de corespondența aceasta. Poate Moinești, Consiliul Local, a solicitat câteva puncte de vedere Spitalului Municipal Moinești. Spitalul Municipal a răspuns ceva evaziv acolo, la sursa de finanțare. Probabil de acum înainte trebuie găsită, trebuie văzută. Care este ordonatorul principal de credit? Cred că, indiferent de sursa de finanțare, probabil ordonatorul principal de credit este Spitalul Municipal. Și eu poate Consiliul Local. Dar nu ne înțelegeți greșit. Exact cum spunea și domnul, va fi o ședință extraordinară, vom aprova, dar haideți să o discutăm. Să o discutăm reprezentanții Consiliului Local, a OAT Moinești și a Spitalului Moinești. Dacă din Consiliat mai dorești cineva să ia cuvântul. Nu? Domnul doctor Popiță. Nu știu cu ce să încep. Am senzația că noi nu am fost înțeleși. Încercăm acum să vă spunem despre ce este vorba. În fiecare ședință de Consiliu de Administrație din acest an, primul punct pe ordinea de zi a fost planul de conformare pe care Spitalul Municipal de Urgență Moinești și l-a asumat împreună cu primarul municipiului Moinești. În acest plan de conformare, vă spuneam, din păcate, și la precedenta întâlnire la care am participat, trebuie până în 2020 realizat. Și în el, trebuie să găsim spațiu pentru 105 paturi care nu se regăsesc în momentul acesta în spital. Dacă acest plan de conformare, care este la a treia amânare, și bineînțeles nu este caracteristic Spitalului Moinești, dar este specific lui datorită dezvoltării pe care spitalul a luat-o din 2001 până acum. Vă reamintesc că în 2001 spitalul avea 300 de paturi, acum are 414 paturi. Nerespectarea acestui plan de conformare atrage niște sancțiuni imense asupra acestui spital. Și le-am amintit și data trecută când am fost prezent în acest cadru. În primul rând, se duc aceste 100 de paturi și caracterul de urgență al spitalului. 100 de paturi, în primul rând, înseamnă o nefinanțare a Casei Județene de Asigurări de Sănătate la nivelul unui an, în valoare de aproximativ 7 milioane de roni. Înseamnă, implicit neavând această finanțare, reducerea numărului de personal. Dar, în primul rând, cei care au venit aici au venit să-și apere niște drepturi câștigate prin munca lor. Declasificarea spitalului în spital municipal înseamnă pierderea de salariu de 50% pentru toți angajații de la portar până la director medical. Acest plan de conformare, încă o dată, doamna secretară, împreună cu doamna administrator public și cu domnul inginer Cehan, reprezentanții dumneavoastră și a domnului primar în Consiliul de Administrație, deci nu este o noutate, este discutată de peste 8 luni de zile. Am încercat să găsim diferite soluții la acest plan de conformare. Am venit acum cu o notă conceptuală care reprezintă munca angajaților Spitalului Moinești. Noi nu am angajat o firmă să facă această notă conceptuală. Singurul lucru
care ne bate de la spate este timpul. De ce spun acest timp? Fiindcă noi am parcurs drumul de la nivel de secție și compartiment, la nivel de Consiliu Medical, Consiliu de Comitet Director și Consiliu de Administrație. Dacă săptămâna aceasta, fără să fiu interpretat că pun condiții, cum din păcate am fost interpretat mereu, nu se poate obține, chiar și într-o sesiune extraordinară, cum domnii consilieri au propus, aprobarea de către Consiliul Local a acestei note conceptuale și trecerea la elaborarea studiului de fezabilitate pentru care noi ne-am asumat răspunderea materială și care, bineînțeles, va fi prezentat într-o ședință ulterioară a Consiliului Local, nu avem timpul necesar să elaborăm acest studiu de fezabilitate, care trebuie neapărat făcut până la sfârșitul lunii noiembrie. Dumneavoastră, ca și oameni ai administrației publice locale și ca și consilier, știți mai bine decât mine că săptămâna viitoare Guvernul României începe elaborarea bugetului de pe anul 2019. La începutul lui decembrie, dacă se urmează acest parcurs normal, fiecare instituție unde noi vom încerca și am purtat niște discuții neoficiale, fiindcă oficiale nu putem să le purtăm decât pe baza studiului de fezabilitate, va elabora bugetul și putem sta liniștiți în 2019. Eu nu, să știți că mă liniștesc rapid, că nu este interesul meu personal. Este interesul celor 540 de angajați ai spitalului. Iar dacă dumneavoastră punctual aveți întrebări să mi le adresați, eu împreună cu comitetul director vă stăm la dispoziție. Nu putem, avem mai multe surse posibile de finanțare, dar nu, în momentul de față, fără studiu de fezabilitate, nu se poate discuta. Aici este marea problemă. Elaborarea acestui studiu de fezabilitate. Noi știm foarte bine, și nu era cazul să mi se reamintească, de prioritățile pe care Primăria și Consiliul Local Moinești le are. Am ținut de foarte multe ori cont, noi acești angajați ai spitalului, de aceste priorități și am înțeles că nici în 2016, nici în 2017 și nici acum să nu se aloce ceva spitalului. Aceasta este adevărul. Chiar dacă nu vă convine să-l auziți, spitalul din partea Consiliului Local la acest moment nu a beneficiat de nimic. Nu știu la ce se referă domnul consilier, că am luat de la învățământ sau ce să luăm. Că n-am avut ce să dăm, domnule consilier. Am afirmat lucrul ăsta, domnul doctor. Am spus că am luat de la învățământ. Am spus că învățământul este mult. Păi, dar nu din cauza spitalului. Sau acum vrem să le uniformizăm în municipiul Moinești? Spuneți-ne, fiindcă acești colegi ai mei n-au venit aici din plăcere. Da? Și dacă fiecare dintre ei vor să ia cuvântul, să știți că o să auziți niște lucruri mai puțin plăcute. Eu vă spun care este atmosfera în spital și sunt dator să o fac. Deci aici este marea problemă a acestui spital. Vreți să-l mențineți la acest nivel? Ne spuneți, dacă nu noi ne putem căuta și alte locuri de muncă. Și nu este opinia mea. Este opinia lor. Iar în legătură cu această notă conceptuală, ea a fost elaborată după ce am avut încă o dată, spun, discuții neoficiale și am fost ajutați și de alți reprezentanți al unor instituții care ulterior pot să ajute. Da? Să nu uităm că noi am înțeles foarte mult, domnul consilier, și participarea Consiliului Local la ultimul proiect care a fost depus la Agenția Nord-Est. Suntem unici în România. Da?
în sensul că finanțarea este asigurată 98% din de Agenția de Dezvoltare Nord-Est, 1,99% de Spitalul Municipal de Urgență Moinești și 0,01% de Primăria Municipiului Moinești. Sunt lucruri pe care dumneavoastră sigur le cunoașteți, dar nu știu de ce nu vă aplicați asupra acestor fapte. Deci, eu, rugămintea celor 460 de angajați ai Spitalului Municipal de Urgență Moinești, este să facem un efort de ambele părți și din partea dumneavoastră mai ales și din partea noastră în continuare să găsim în aceste 3 zile, dacă nu se poate găsi astăzi, mijloacele necesare să ne punem de acord ca să putem urma drumul acesta și să nu fim catalogați de cei care ne vor urma ca și cei care... Mi se șoptește ceva, dar nu folosesc cuvântul ăsta, înțelegeți dumneavoastră mai bine că de-aia sunteți aici. Vă stau la dispoziție cu orice întrebare și reflectați, vă rog, asupra dorinței celor 545 de angajați ai spitalului. N-am venit de plăcere aici, am venit de o necesitate, apropo de ce spunea domnul consilier, și de situația din municipiul Moinești, pe care o știm destul de bine, cu locuri de muncă, cum sunt remunerate locurile de muncă respective. Dacă mai am spus jos pălăria pentru cadrele medicale. Ne plecăm capetele în fața dumneavoastră. Nu putem, eu nu pot să fac meseria dumneavoastră. Eu mai am o sintagmă care spune în învățământ se pricepe toată lumea. Dacă le iei de pe stradă, îl pui așa spun, se pricepe toată lumea. În medicină nu. Nu. După atâția am destul și v-am mai spus. Să știți că am. Am nepoți medici, cei care dau la medicină și tot timpul le spun, știi ce înseamnă? Toată viața ai de învățat. Deci un medic toată viața are de învățat. Dar eu m-am referit la alte. Municipalitatea, Moineștiul, au o serie de proiecte depuse pe diferite axe. Se va aproba, să spunem, proiectul ăsta extinde. În detrimentul altui proiect. O să spună cei de la CNI, de la asta, domnule, dar ți-am aprobat un proiect. Cât vrei, cine ești? Dar Moineștiul ăsta, ce e cu el? Cred că așa vor gândi, că doar nu suntem singuri în țara asta. De aia spun la un moment dat că avem și alte priorități. Nu ne înțelegeți greșit, nu suntem împotriva noastră. Nu vrem să creiem acum discensiune între Consiliul Local Oate Moinești și Spitalul Municipal Moinești. Sursa de finanțare, de unde? O găsiți tot de undeva. De undeva, probabil, unde avem și noi cele 14. Moinești are cele 14 proiecte depuse. Și o să spun, gata, aprobăm. Am luat cunoștință de acel plan de conformitate, care este o componentă la autorizarea spitalului. Am discutat în Consiliul de Administrație și am pus întrebarea cât la sută s-a îndeplinit din acel plan de conformitate, care el merge până în 2020. Mi-a spus domnul doctor, cam 20%, cam asta. Eu, în afară de compartimentul de urgență, am văzut că toate compartimentele sunt trecute acolo. Și în învățământ, dacă o să merge, și profesorul de chimie o să spună, domnule, îmi trebuie laboratorul ăla, îmi trebuie microscop, îmi trebuie aia, îmi trebuie aia. Așa și aici. Știu că vă trebuie. Dar haideți să mai vedem și din polul. Avem străzi neasfaltate. Din cele 70 de kilometri de străzi a municipiului Moinești, doar 30 și ceva sunt asfaltate. Avem proiecte depuse.
Deci nu spun și n-am spus, n-am folosit că ați luat banii de la învățământ sau folosit la spital. Doamne ferește, nu am spus lucrul ăsta. Eu am spus probabil cum gândesc cei de acolo. Când văd proiectele respective, o să aprobe proiectul spitalului și atunci îți spună, stai măi, mai stai cu strada Bunul Mare, cu strada Alexandru Iacobuzi. Mai stai cu dealul ăla care vine la bani, cu canalizarea, cu... Da, lucrul ăsta să ne înțelege și nu am folosit deci, și... Nu știu, iar ne găsim două linii paralele. Dumneavoastră tot spuneți de acest CNI. Noi am specificat în nota conceptuală cel puțin 5 surse posibile de finanțare. Și sigur nu le-am spus pe toate. Într-o discuție oficială cu domnul primar, chiar mi-a sugerat un lucru care nu-i trecut în nota conceptuală. Unde este trecut Ministerul Sănătății, în primul rând, unde sunt trecute alte instituții abilitate să poată da bani în această direcție. Domnul primar vorbea inclusiv de Consiliul Județean. Deci nu ne analizăm că dacă ne aprobă Consiliul Județean sau Ministerul Sănătății sau eu știu ce altă instituție abilitată un leu, nu o să mai dea Moineștului pentru Stran sau pentru, nu știu, strada întâi mare, care trebuie, bineînțeles, făcute și acea. Nu. Nu este CNI-ul singura sursă indicată în nota conceptuală. An de zile va trebui să facem din nou această reacreditare pe care noi nu am făcut-o cu forțe proprii, nu cu o firmă angajată și numai taxa este de 1.800.000.000 de lei. Nu mai pun munca acestor angajați ai spitalului care au stat nopții întregi în august 2017 ca să facă această acreditare. Încă o dată, cred că îmi asum o răspundere că ori n-am vrut să fiu înțeles cum trebuie multe probleme ale spitalului, ori problemele spitalului au fost tratate ca probleme personale sau motiv de conflict. Noi, acești angajați ai spitalului, vrem să avem o colaborare foarte bună și cu Consiliul Local și cu Primăria Municipiului Moinești, dar să fim tratați așa cum avem responsabilitatea muncii pe care o depunem. Și așa cum noi am făcut de atâtea ori în țară, în Europa și în America, am dus numele de Moinești. Nu vă spun că luna viitoare, Spitalul Municipal de Urgență Moinești va fi reprezentată la Congresul American. Da? Și aceasta este munca acestor oameni. Nu este munca lui Cotârlă sau lui cuiva. Vă rog, nu mai personalizați multe din lucrurile acestea. Domnul doctor, și mă întăresc încă o dată. Tot respectul pentru munca tunelor. Nu am blamat absolut deloc. Pe acestă cale, loc directorul economic să scoate exact finanțarea spre Spitalul Municipal Moinești, să spune 0,001%. Asta, dar decalcați pe bugetul. Bugetul se face pe finanțare și pe dezvoltare. Probabil din dezvoltare. Dacă luăm pe tot bugetul, va fi poate mai mic de 0,001%. Dar haideți să luăm pe dezvoltare. Să vedem chiar atât de doamna director. Domnul doctor spune din 2008 încoace, din 2008 încoace, atât a fost contribuția... Domnul doctor, din câte am înțeles, a fost un referință la această referință la ADR. Cu 0,01 finanțarie, așa cred. Așa cum ce-a fost și așa, poate fi... Haideți să vorbim.
Deci, doamnă consilier, profesor, atât. Domnul consilier, eu fiind independent, fac acest înseamnă instrumentate cu cine votez. Nu vă dau vina pe partid sau pe altcineva, de ce-i votat așa sau oricum. Eu așa încep să gândesc logic. Un om când vrea să facă ceva în casa lui, da? Și analizează foarte bine propriul buzunar, pensia, salariu, face o rată, nu-și face o rată și își face exact ceea ce trebuie după buzunarul dânsului. Eu nu cred că domnul doctor știe ce capacitate are. Când s-a apucat de acest proiect, a zis, măi, lasă că îl facem noi și ne-l plătește Consiliul Local sau primăria. Bineînțeles că a analizat niște fonduri de unde poate să le ia. Pentru că fiecare mare și prieten, mai abuzează, mai consult un prieten, mai una, mai alta, așa este și în politică. Eu nu prea am acces la toate, așa ca independent. Dar dumneavoastră cu partidele astea mari și cu atâta putere și cu țineți legătura cu guvernul, cu... Adică altfel vedeți lucrurile. Eu vreau să spun în felul următor. Prin votul meu nu vreau să mă fac dușman nici cu o tabără, nici cu alta. Însă să pot rezolva lucrurile printr-o colaborare mai mare și cei de la vârf să se întâlnească și să rezolve lucrurile frumos, într-o armonie. Pentru că, uitați-vă, eu nu zic, spitalul se dezvoltă, e foarte frumos, dar hotelul ăsta, mă uitam că era la podul Iluai, un hotel exact la fel ca al nostru, și ăia, o comună vai de capul lui, un oraș vai de capul lui, a reușit să-l facă. Noi de 30 de ani nu mai reușim să-l facem. Băi, te ajut cu spitalul, ajută-mă și tu cu problemele, să fac și eu hotelul ăsta. Hai să dezvoltăm și acolo, hai să dezvoltăm și acolo. Așa văd lucrurile. Asta înseamnă de relații foarte bune între managerii, nu numai la spitalul și între toți managerii orașului Moinești. Atâta timp că nu este această colaborare, înțelegere, noi, consilierii, stăm cam pe la mijloc, așa, știți? Și nu știm în ce parte să ne ducem, știi, ca niște șoricei din aia care intrăm într-un sac și cineva agită sacul ca să nu roadem sacul să ieșim afară. Cam așa văd eu lucrurile din punct de vedere a unui om singur. Pentru că seama că proiectul care a fost înainte, sincer să vă spun, eu l-am aprobat, pentru că știu ce înseamnă fluxul, știu ce înseamnă autorizație, sunt un cadru militar, știu ce înseamnă să fii amendat, știu ce înseamnă să fii sancționat, pentru că nu întrunești cu clădire și acolo unii, știu ce înseamnă un pericol pentru cei care sunt acolo. Că sunt bolari, care trebuie să evacuați, nu e ușor ca să nu respecti niște fluxuri, să nu respecti. Și atunci mi-am dat acordul că acel proiect să fie realizabil. S-au găsit bani, noi, cu 0,01%, cred că domnul doctor a reușit 90 ceva la sută, 98% să reușești să atragi, un lucru foarte bun. Dar, acum pentru proiectul ăsta la altul, care cred că e un nou proiect, o nouă extindere, eu consider că să găsesc bani, așa cum s-au găsit la proiectul ăsta, să găsește și pentru proiectul respectiv. Dar, haideți să vedem cum atrage și niște fonduri pentru hotelul ăsta. Face și noi microstațiunea asta, să arate frumos. Mai sfătuiți-vă așa, mai vedeți, că eu nu am zile, sunt consilier independent, dar așa văd eu lucrurile. Printr-o bună înțelegere, printr-o bună colaborare la nivel înalt, cu forurile superioare, cu guvernul, eu sunt sigur că se va rezolva problema aceasta cu spitalul. E frumos să avem un spital și îl avem la o talie, pot să zic, mondială și mă mândresc la toate reportajele care văd la televizor, pentru că, într-adevăr, este diamantul orașului, dar lângă el stă cocina asta de hotel care, pe minimă, face să mă duc la demisie. 30 de ani.
30 de ani. Deci, îl facem spital, domnule. Haideți să-l facem spital, dacă. Îl facem spital și dăm hotelul ăsta la spital și facem, avem două clădiri frumoase și le facem. Așa văd lucrurile. Deci, într-un cuvânt, eu zic că se va rezolva pentru o bună colaborare. Păi vin eu cu problemele mele, vin eu cu problemele, deci vin eu cu relațiile mele, vin și facem ceva frumos. Cam așa văd eu lucrurile la nivel de primărie, la nivel de spital. Da, aveți vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul consilier. Cineva, domnul Sandu, poftiți. Îmi cer scuze, dar se vede că este genetic la român să despicăm firul 4 și să aruncăm cu noroi în intrație. Îmi pare rău, aici nu sunt sub nicio culoare politică, sunt ca reprezentant al cetățenilor, care prezint într-adevăr și un partid. Eu trebuie să fiu în primul rând vocea celor care m-au ales. Nu știu dacă la ora actuală politicul poate rezolva problemele noastre. Pentru că în ziua de azi se vede că până la Dumnezeu te mănâncă Sfinții. Dar ca și concluzie, din câte am înțeles în ultima expunere a domnului manager, există posibilitatea ca acest studiu de fezabilitate să fie plătit din surse proprii. Eu atunci nu vin decât cu rugăminte pentru consilieri și pentru dumneavoastră să vedem, să stabilim de comun acord acea întrunire extraordinară în care colegii să fie bine lămuriți, pentru că dacă am să-i rog să voteze, nu știu ce vor vota. Sau în baza a ceea ce vor lua. Lăsăm la o parte că reprezintă o parte de independent sau e PSD sau altă, pentru că văd că se ajung la alte discuții. Într-adevăr, este munca, respectul dumneavoastră. Nu e frumos, într-adevăr, nici să ne spuneți că, într-adevăr, colectivul dumneavoastră de doctori și alte specialități își fac datoria la locul de muncă. Că au muncit extra pentru acest proiect, jos pălărie. Își apără locurile de muncă, cum și celelalte instituții o fac. Asta nu este o chestie de prezentare, să zic așa. Pentru că dacă ne uităm, sunt zeci de companii în zonă, care muncesc de dimineață până noapte, de noapte până dimineață și onor că așa este la noi în România, mâine din cei 5.000 de petroliști vor rămâne 1.000. Frica locului de muncă este asupra fiecăruia. Dar lăsând la o parte aceste polemici, haideți să rezolvăm, să stabilim acea ședință în care și colegii se ia act de această notă conceptuală, să cântărim și atunci cred că vom putea lua o decizie cât de cât corectă. Eu, asta am avut o spus, vă mulțumesc. Mulțumesc. Altcineva? Poți, domnul consilier? Domnul consilier Bălan. Integrația mea o să fie sub motorul toleranță și colaborare. De asemenea, mă alătur domnului Sandu și vreau să precizez că noi suntem aici în slujba cetățenilor, a locuitorilor orașului Voinești și tot ceea ce decidem și ce facem trebuie să fie în sprijin fiecare cetățean. Punctual, în primul rând, cred că alături de cele 14 proiecte care sunt în derulare, în diverse stadii, pentru aprobare și finanțare, al 15-lea n-ar deranja nimeni. La doilea rând, cred că aceste proiecte nu se exclud unul pe celălalt. De ce nu pot fi toate? Sursele de finanțare sunt diverse, așa cum spune domnul doctor. În al treilea rând, o decizie a noastră că am adoptat această notă de constatare. La ce ne obligă? Ce riscuri avem? Haideți să ne întâlnim, să analizăm împreună conducerea. Da. Să zicem, peste trei zile, poate ști ce riscuri avem? Implicațiile celor două foruri, celor
implicați în ceea ce ne responsabilizează pe noi ca și consiliul că vom aproba, care este responsabilitatea și atribuțiunile Spitalului Municipal Moineș și atunci cred că va fi destul de clar pentru toată lumea și fiecare va lua decizia corectă ca om, ca cetățean și nu ca vorba dumneavoastră, ca lider politic. Bun. Bănuiesc că, pe de altă parte, că în moment ce dumnealor au venit aici, au un termen. Presupune să ne întâlnim într-o ședință extraordinară pe care putem să stabilim data de comun acord împreună cu conducerea Spitalului Municipal. Vor veni cei implicați, hai să zic, direct în această mesă conceptuală, inclusiv dumneavoastră, vom analiza, vom trece pe hârtie ce va rezulta ca viitor proiect și se poate vota, introduce, vota. Ne întâlnim în ședințe extraordinare și putem lua decizia în cunoștință. Există timpul fizic să putem să decidem în cunoștință de cauză și să dăm o rezoluție. Și ceea ce ne-a comunicat domnul manager, până la sfârșitul săptămânii ar trebui să facem lucruri pe repede înainte. Nu am nimic personal, depinde de disponibilitatea dumneavoastră și a celor care îi lucrează. Eu sunt rog la orice ore din zi și din noapte, indiferent cu ei, de cele 8 ore de program sau de examen. Da. Propunerea mea este ca să reflectăm, să luăm o decizie corectă și să decidem amânarea pentru o zi, două a întâlnirii, a analizei și atunci să hotărâm cunoștință de cauză în favoarea cetățenilor. Nu, pe subiectul ăsta nu. Mulțumesc. În ideea pe care am spus-o mai înainte, cred că ar fi timpul fizic să organizăm vineri, dacă sunteți de acord. Ședință extraordinară. Vineri după slujbă. După când vrei tu. La ora 13. Ca și dată să ne încadrăm în termen. Ori vrem slujbă, ori vrem slujbe, ori vrem realizarea și finanțarea acestui proiect. E o mică mare diferență. Slujbă și slujbe. Mulțumesc. Altcineva? Domnul primar, poftiți. Domnilor consilieri, domnilor, doamnelor invitați, stimați colegi, iată-ne din nou într-o ședință publică și vreau să mulțumesc celor care astăzi sunt aici în sală, dar vreau să-i invit la fiecare ședință. Fiecare ședință este publică și când se dezbat și proiecte pentru interesul comunității, pentru celelalte instituții, învățământ, culturale sau sportive, numai cele care privesc spitalul. Sunteți cetățeni care trăiți în acest oraș, copiii dumneavoastră urmează cursurile în școlile noastre, merg la activitățile sportive, dumneavoastră participați la activitățile culturale și celelalte evenimente organizate de Primăria Moinești și puteți lua act direct prin aceste ședințe de Consiliu la care sunteți bineveniți oricând. Eu aș vrea să încep prin a vă aduce la cunoștință de proiectele aprobate de până acum de Consiliul Local, de cele care sunt în perioadă de precontractare, de cele care sunt deja contractate, și pentru care Consiliul Local trebuie să asigure cofinanțare și asigurarea cheltuielilor neeligibile. Și vă pot spune aici că la această oră se vorbește de 14 proiecte, dar sunt mult mai multe în stadiu de punere și în stadiu de analiză pentru a fi depuse, dar numai după ce axele de finanțare vor fi deschise de către Ministerul Dezvoltării. Și vă pot spune că a fost taxă de anvelopare clădiri publice, am contractat deja 3 proiecte, valoarea lor este de 6 milioane de euro, 2 milioane de euro la Liceul Cobălcescu, procedura de achiziție a început, sunt colegii mei aici, vă pot confirma, 1 milion de euro la școala George Enescu, 500 de mii de euro la școala Alexandru Sever, la care deja se lucrează de 2 luni. Copiii de acolo sunt transportați cu autocare la școala din Hangani, ne urmează cursurile în 2 cicluri dimineață după amiază.
2 milioane de euro pentru centrul social, pentru sediul direcției de asistență socială, acel bloc Alcor care l-am achiziționat, blocul în care funcționează direcția achiziționată de la Alcor, iată că sunt proiecte care trebuie cofinanțate din bugetul local și numai la acestea care v-am spus până acum, cheltuielile neeligibile sunt în valoare de 1,5 milioane de euro, bani care trebuie asigurați în următorii 2 ani. Lângă acestea este un proiect pe mobilitate urbană. Un proiect cam dificil de înțeles pentru unii, pentru că se vor crea sensuri unice prin oraș, se vor crea 6,5 km de piste de biciclete, supravegheate video, sensuri unice pe totul la Divrescu și strada Zorilor, reabilitarea trotuarelor și a carosabilului, amenajarea tuturor incintelor de blocuri cu bavaje, borduri, bănci și coșuri de gunoi iluminat public. Nu este o poveste, acest proiect a trecut deja, au fost verificate documentele, sunt eligibile la ADR Nord-Est, urmează verificarea situațiilor economice și situațiilor tehnice. Așa cum vă spuneam, trebuie să urmăm niște pași legali și nu putem să devansăm proceduri, trebuie să le respectăm și vă spuneam totodată de alte proiecte care sunt acum, tot așa cum și acest proiect este în fașă, să-i spun, pentru care lucrăm la inițierea temei de proiectare și asta, această notă conceptuală, aș numi-o mai mult o temă de proiectare decât o notă conceptuală. Aici s-a prevăzut în majoritate ce este necesar pentru ca Spitalul Municipal de Urgență să poată funcționa și să se conformeze acelui plan de conformitate impus de normele în vigoare și atât la cunoștință de inspectorii Direcției de Sănătate Publică Bacău. Nu m-am împotrivit niciodată și nu mă împotrivesc unor proiecte care aduc creșterea nivelului de trai a cetățenilor municipiului Măinești și al salariaților care desfășoară activitatea în aceste instituții. La fel cum în spital dumneavoastră vă faceți meseria cu responsabilitate, la fel trebuie să facă același lucru și cei din învățământ, și cei din cultură, și cei din sport, și cei din educație, spuneam la început, pentru că acolo merg copiii dumneavoastră la școală, acolo se califică, de acolo pleacă la alte instituții de învățământ și poate într-o zi să vină să ne ia locul în spital, în școală sau chiar la primărie pentru a avea viitor acest municipiu. Și vă spuneam, nu sunt indiferent atunci când un manager al unei instituții publice merge și se străduiește să aducă fonduri pentru acest lucru. Dar nu neoficial, oficial. Trebuie să stăm la masă cu documente și să discutăm exact. Așa cum este prevăzut într această temă de proiectare, sunt enunțate acolo câțiva posibili finanțatori. Ministerul Dezvoltării Regionale, prin CNI, Ministerul Sănătății, bugetul Consiliului Local. Am spus la o discuție vineri, când erau prezenți și domnul viceprimar și domnul consilier Dimircear, vă spun și astăzi, acolo trebuie introdus neapărat Consiliul Județean. Pentru că din situațiile prezentate nou Consiliului Local, 19% sunt pacienți în municipiul Măinești, 70% din județul Bacău și restul din alte localități din țară. Așadar, dacă 70% din pacienții dumneavoastră sunt din județul Bacău, nu poate lipsi județul Bacău din acest proiect. Spuneam la început, când am enumerat acești posibili finanțatori, de Ministerul Dezvoltării Regionale și Compania Națională de Investiții. Astăzi, la Compania Națională de Investiții, este în derulare procedura pentru proiectul depus de noi la începutul anului, la începutul acestui an, extinderea compartimentului de primiri urgențe, face parte din lista sinteză, se depun documente în continuare, își va urma cursul. De asemenea, am depus pentru realizarea unui bazin de not pe fostul sediu al ștrandului, este în lista sinteză și acesta, zilele acestea va fi scos la licitație studiul de fezabilitate pe care îl va realiza Compania Națională de Investiții, nu Consiliul Local. Tot acolo am depus reabilitarea străzii Alexandru Ioan Cuza, 3,9 milioane de lei. Mai e de actualizat STU, colega mea de la investiții vă poate spune că zilele acestea trebuie să-l primească, să-l depunem la CNI și va intra la finanțare urmând procedura de licitație, deoarece proiectul tehnic deja a fost întocmit prin banii, prin bugetul Consiliului Local.
iată pe CNI, are o încărcătură pentru municipiul Moinești și tot acolo am depus cererile de finanțare și documentele necesare, nu cu studiile de fezabilitate, pentru această clădire hotel. Mulțumesc domnului consilier Ilie că a menționat de nenumărate ori numai astăzi această clădire, o menționează la fiecare ședință și vă spun că acest lucru se află pe buzele oricărui cetățean din municipiul Moinești, care spune că acest hotel este bulina neagră a reprezentativității noastre. Orice cetățean vine în acest oraș, vede această clădire nefinalizată, vede acest obiectiv și aruncă, cred eu, cu noroi, așa vorbind românește, cum suntem români și patrioți, că nu este în stare Consiliul Local de astăzi, Consiliile Locale din trecut, primarii de până acum, să poată realiza finalizarea acestei clădiri. Am depus documentele necesare la CNI. Astăzi suntem în postura de a aștepta un aviz de la Ministerul Sănătății de peste o lună de zile, când am fost personal acolo cu domnul ministru Viorel Ilie și cu doamna director Arim, pentru a susține necesitatea implementării acestui proiect în municipiul Moinești. Nici astăzi nu am primit această adresă. Marți am fost la Compania Națională de Investiții, iar directorul de acolo mi-a comunicat, domnule primar, când aduce acel document, ca să introducem în lista sinteză și acea clădire care știu cu așteptați cu nerăbdare să fie finanțată și finalizată. Iată o prioritate a Consiliului Local, tot la Compania Națională de Investiții, și de aceea domnul consilier a amintit că și acolo se iau după priorități și după încărcătură pe fiecare localitate și nu pot fi finanțate doar proiecte într-o localitate, solicitările fiind de asemenea de amploare la nivel național. Tot la ADR am depus refacerea unor străzi în municipiul Moinești și vă spun că strada Alexandru Ioan Coza, strada 1 Mai din cartierul Băsăiești, unde au fost implementate proiecte de apă și apă uzată de 17 milioane de lei. De euro. Stația de epurare de la Băsiești a costat 6 milioane de euro. Stația de epurare de la Lucăcești a costat 7 milioane de euro. Sunt lucrări efectuate la nivelul municipiului Moinești, care astăzi determină realizarea acelei infrastructuri rutiere, care a fost deteriorată odată cu implementarea infrastructurii de apă uzată și apă potabilă. Deci, această stradă a fost depusă pe o nouă axă la Ministerul Dezvoltării, pe axa 13, 8,6 milioane de lei costă. De asemenea, odată cu acea axă, e o sală de sport în curtea școlii de la Băsiești, e acea centrală din spatele ce are pensionari, e muzeu, acea școală veche din municipiul Moinești, care stă acolo lângă sediul BCR, nefolosită de atâția ani și căreia vreau să dăm ca și destinație muzeu. Toate acestea sunt depuse în etapă de evaluare la ADR. Dar nu numai asta mai este de făcut. Vă spuneam de atâtea străzi locuiți dumneavoastră în cartiere, peste 46% din străzile municipiului Moinești nu sunt asfaltate. Am făcut demersuri acum și am scos la licitație alte studii de fezabilitate pentru străzile din municipiul Moinești, care vor fi finanțate prin axe ce se vor deschide la ADR Nord-Est, la Ministerul de Resurse și ADR Nord-Est. Dar pentru toate acestea, municipiul Moinești și-a angajament dinainte că depune 2%. De asemenea, și atunci când se achiziționează în spital aparatură medicală, astăzi am primit o adresă de la DSP pentru că achiziționați un nou aparat medical, la care municipiul Moinești trebuie să pună 10%. Am dat scris că voi asigura acea finanțare. De aceea, cred că și aici, nu pe discuții neoficiale, putem aproba un studiu de fezabilitate, o notă conceptuală, atâta timp cât nu există un document prin care să-mi spună pentru 40 de milioane de lei, 400 de miliarde de lei, cine este finanțatorul. Nu pot să împovăresc Consiliul Local cu o asemenea sumă, nu pot să-mi asum eu ca primar și dumneavoastră, Petra, și consilier local, să garantați că această clădire va începe și va fi finalizată, dacă nu avem cu documente scrise sursa de finanțare. Și poate face acest lucru și Compania Națională de Investiții și Guvernul României și Consiliul Județean și noi, Consiliul Local, v-am spus ce putem face la ora asta și care sunt prioritățile orașului. Nu mă opun acestui proiect, cred că sunt locurile dumneavoastră de muncă pe care le prețuiți, le prețuim și noi că munciți pentru sănătatea noastră, îi prețuim și pentru profesori că muncesc pentru copiii noștri, trebuie să îi prețuim și pe colegii din primărie că muncesc pentru dezvoltarea acestei comunități și pe dumneavoastră consilier care a fost mandatat să gestionăm împreună ordinele acestui oraș și banii pe care putem să-i atragem. De aceea,
Eu voi iniția o ședință, proiect de hotărâre pentru și convocarea unei ședințe extraordinare, doar dacă voi avea aceste documente pe masă. Doar dacă de la comisiile de specialitate voi primi un punct de vedere prin președinții dumnealor, că ei propun convocarea acestei ședințe, dacă sunt de acord să propună fără aceste documente, este la voința dumnealor, legea ne permite acest lucru, dar dacă dumnealor vor să asume așa ceva, vor răspunde atunci când vor intra la răspundere. Eu sunt mandatat de cetățenii municipiului Moinești să respect legea, să aduc fonduri la municipiul Moinești, să fiu sprijinit de managerii și conducătorii instituțiilor publice și să nu acuz pe nimeni. Nu am acuzat pe nimeni, susțin orice proiect, orice ban vine la Moinești. Vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții. Domnul dacă nu, la diverse, eu sunt să vă mulțumesc pentru că au apărut primele aparate de fitness în parcă. Asta înseamnă sănătatea populară. Să nu facem o ineștere obiect. Dar trebuie aceste aparate trebuie puse toate cu asta. A fost o investiție de moment. Am stat două ore în parc acolo și am supravegheat și vă spun sincer, a fost plin, doar plin și copii și într-adevăr sunt efect. Eu vă mulțumesc pentru că la propunerea mea s-a realizat acest lucru. Sunt mulțumit exact cum sunt mulțumit că am văzut pe Mihai Eminescu aici a pus în parc, în parcul central. Majoră. Și ca tare vreau să luați notă de demisia mea din Consiliul Local. Odată cu depunerea mandatului de consilier municipal, a Partidului Social-Democrat în România, vreau să vă mulțumesc pentru colaborarea dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră. Vreau să vă asigur de întregul respect și să vă asigur că și pe viitor voi fi aproape de rezolvarea problemelor comunității noastre. Mulțumesc! Am știut de această decizie a dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc pentru activitatea de până acum. Cred că a fost o colaborare bună, nu știu. Și n-am numărat niciodată să vedem dacă unul din proiectele municipiului Moinești au fost votate împotrivă sau v-ați abținut la ele. Dar știu că în unanimitate cred că au fost votate acele proiecte care au fost de bine, de progres al municipiului Moinești. Eu vă mulțumesc pentru activitate, sunt surprins de această decizie, dar cum nimeni nu este de nelocuit, cu siguranță va veni cineva și va susține în continuare proiectele municipiului. Vor să ținem pe proiectele municipiului Moinești. Mulțumesc frumos! Altcineva, dacă mai are o intervenție. Și eu vreau să mulțumesc domnului inginer Bolan pentru toată colaborarea pe care am avut-o și am simțit tot timpul o sprijin real din partea noastră, mai ales că suntem în oraș de atâta timp și totdeauna am ajutat și la alte proiecte cu dânsul, chiar personal. Vă mulțumesc pentru toți sprijinul pe care mi-ați acordat, atât Consiliul Local, cât și mie personal. În concluzie, se vor întâlni toți președinții de comisii de specialitate pentru a studia documentele, împreună cu reprezentanții Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal. Și dacă ședința extraordinară, vreau să vă informez, se convoacă cu 3 zile lucrătoare înainte, dacă materialele sunt publicate, tot la fel cu 3 zile lucrătoare înainte. Sunt astăzi
poate, dacă sunt asociate, bine, se poate convoca. Dacă nu, urmează săptămâna viitoare. Aștept hotărârea președinților de comisii de lucru. Dacă îmi dați voie, nu știu dacă eu pot hotărâ numele colegilor. Vreau să vă termiți cu toți cei din comisia dumneavoastră și stabiliți, studiați proiectul și luați o hotărâre. Ceilalți președinți la fel și atunci ne punem de acord și dăm un verdict. Dacă aveți toate bine pregătite și putem să facem ședința extraordinară. Și atunci dăm avizul pentru ceea ce se pune în discuție. Încheiem ședința de astăzi. Vă mulțumesc pentru prezență.